Hai, salut și bine am găsit la un nou episod. De data asta filmez Clash Royale. N-am mai filmat de ceva timp Clash Royale, de ceva timp mai lung. Și astăzi o să deschidem draft chest-ul pe care o să-l punem la sfârșit. Pentru că l-am deschis am câteva zile cât să termina sezonul, nu acum. Și în episodul de astăzi o să jucăm un 2v2, pentru că în arena nu joc acum. O să jucăm poate pe live-uri, când o să facem live-uri, să jucăm în arena. Păi atunci poate mai creștem și noi. Hai să vedem. Acum Clash Royale mă mai prea joc în ultimul timp, mă joc destul de rar. Și da, m-am cam plictisit sincer de Clash Royale. Clash of Clans încă nu, că îmi place jocul. Dar asta e, aoleo, au cancer ăștia. Na, parcă văd că luăm o bătaie și nu iau niciun chest, că mai mult pentru chest am vrut să joc 2v2, că să iau un chest. Da, hai să dau un electro acolo, deși un zap, deja ne-o bătut, cred. Numai să vedem că văd că coechiperul are goale și poate facem ceva, un push din ăla mare și rupem. Numai nu știu ce să zic. O să vedem. O să mergem pe partea asta, ok. Turnul ăla e jos deja. Nu știu ce să bag, sincer, acum. Să bag așa, chiar dacă turnul o zburat iarăși. Dar vedem. Să bag Mega Knight-ul în spate. Găm aici Bats. O, ce bine jucat aici, tras tot în mijloc. Mă, până acum merge destul de ok push-ul, sincer, uitați-vă. Uai, cum s-a dus turnul ăla instant. Hai să dăm aici un balon. Cred că îi dăm 3 la ăștia. Da, cred că le dăm 3. Perfect, n-am ce zice, gata. GG. Sau nu? Ba da, gata, și-au luat 3. Un HP? Așa. Bun, hai să vedem ce să ne dă. Cred că o silver. Oricum, în continuare ăsta. În episoadele următoare o să vine și un Magical, cred, sau un Giant Chest, nici nu mai știu, dar ori Magical, ori Giant Chest, deci o să-l deschidem în episodul următor. Giant Chest încă nu e gata și da, cam atât a fost episodul, ne vedem data viitoare, pa!